Atenție, patron, Bădescu, Bădescu, bătrân de periculos, Bădescu, Bădescu, și scoate fantastic de pe linia forții Nohai. Vâtcă îl îmbrățișează, scoate din plasă, Nohai salvează un gol ca și făcut un gol pe care l-ar fi marcat fosta sa echipă. Meșteață Cebotaru, centrare bună a lui Cebotaru și gol înscris de Chuck Lowe pe Atranăm. Iată, puntează Papron cu capul, de data asta brazilianul îl învinge pe Vâtcă la o centrare perfectă dată de Cebotaru. 3 contra 3 acum. Iată, Papron este al patrulea, este 4 contra 3. Spre el pleacă pasa, Papron! Extraordinar! Vară la lovitura lui Doicaru și este offside. Mingea a ricoșat la Doicaru, era însă offside, era în offside. Vârful de atac al Ceaclăului. Ce fază grea pentru arbitrul Velicu, asistentul Velicu. Iată, Gafița încearcă să se demarce, Bădescu trece de Hoban și pasează lui Gafița. Gafița rămâne singur cu Vâtcă și trimite pentru 2-0. Meciul este jucat. Strigătul de triumf al lui Gafița. Va toate mulțime de bani în de pariorilor. Iată pe Cubala. Oh, ce frumos șut. Ce bună intervenția lui Rohet, care cu vârful degetelor de viață de mingea peste transversal. Deci, și se termină meciul. Alexandru Tudor pune capăt acestui coșmar al formatului Gaza. Gaz Metan Mediaș, iată, ratează posibilitatea de a prinde locul 1, măcar și pentru o zi. Este învins acasă cu 2-0 de nou promovata Ceaclăul.